Bună, prieten. Am revenit și eu, prieten. Mă duc cu Anca, prieten. Aștept camera. Uite, îmi pun centura, zice lumea că nu îmi pun centura. Uite. Da, Anca, pune Anca centura. Ce am în cap, uite. Așa, Anca. Mi-am pus centura, da. Ia-o încet, Anca. Așa, deci mergem pe la mama. Îi luăm și cireșe și lui Beniță, lui alea mici. Lu amicuță sa Arina. Îi ducem pentru amicuță. Să nu pară crocul cu dinges. Să-i duc. Să-i duc cu crocul. Hai că revenim, prieteni. Am revenit, prieteni, acasă. Am revenit acasă. Să vedeți, prieteni, câte pisici avem. Uite, iar pisici mulți. Iar pisici. Andreea, iar veniră pisicii. Iar pisicii, ară veni. Uite pisicii. Ceva vecine cu pisicile așa, vorbim cu Gigi. O... Am revenit, prieteni. Andreea, ce faci cu Greta aia? Să golim pâinea. Aaa, adun cu Andreea la mine atunci. Ține aici, lasă că fac eu. Hai, fai. Ai șters camera? Da, șters-i. Mai uite și Polonicu aici, ce avem aici? Și avem și Griș aici băgat. Păi tu l-ai băgat. Da, eu l-am băgat, că n-are nimic Grișul. Asta-i că facem... Găluște făceai aici. Da, găluște de aici. Dar ce are? Păi Andreea, cu Polonicul, voi puneai? Da, uite gunoiul, aștept să iau sacul de la făină. Da, nu să fac gunoiul. Că nu mai are Andreea. Avem socrul meu, prieteni. Mă omoară Nasie, îmi dă cu... Ce-am făcut, doamne? Mă omoară Nasie. Am dat cu aia, alu Nasie. Cu ușa. Așa. Am fost la mama, prieteni, la cutunii, ți-ai dus și eu la copii. Ce mai face bunica? Mama e bine, mai poți? Un geam, mai una alta. Te umpli toată. Hai mă, stai să văd ce pâine. E de moară? De la moară e? Mhm. Da, uite cât e de frumoasă. Mai trebuie să duc și pe aia. Nu, că întâi am făină altă. Ce făină? Am altă murdărie, făină. Oh, prieteni, mă murdării. Mai e făină și eu nu știu. Nu, făină de alanta. De mălaia. Oh. O să punem aici, că n-avem altă cutie, prieteni. Mai pun un pic. Hm? Și aia în ce o pui? Mai bine îngăleată, știi, ca să nu dă soare cu... Da, mai și prieteni, dacă sunt șoareci. Și vine șoareci, prieteni. Ai murdărit tot acolo. Nu nimic, că scutul eu după aia, așa e cu făina. Uite, curat aici, capacul. Așa. Să-l ștergem puțin. Da, o să ștergem un pic capacul. Și să văd unde mai pun Andreea, că nu pot să duc așa. Mă, Andreea, am o grămadă de bidoni. Ce bidoni? Să punem... prieteni, aici am făcut la puișor, prieteni, pun scusără voi. Am pus hârtii, prieteni. Uite, prieteni. Uite unde l-am făcut. L-am făcut aici, prieteni. Da, aici. Aici cum am făcut, să nu iasă, le-am pus aici, da, vedeți, e bine? Scrieți în comentarii, vă rog frumos, dacă am făcut bine unde le-am pus aici în colț. O să trag umbrela asta, o să o trag acolo, să nu praie pe ei. O să murdare de la făină. Și le-am pus apă, acolo le dau să mănâncă.
Stai, lasă că pun după aia făina, să-i aduc ce mănâncă. Dar nu trece că le țin prământ, că nu le dau să mănâncă. Le dau prieteni un pic, uite. Concentrate, granulate. Ce să fac? Aceea le-am pus apă, aceea concentrate, dar le-am pus sărtit. Ca să nu stau ca prăiat, ca să nu stau cu picioarele pe udeală. Da? Hai să punem. A, de... Începui. Mă duc să caut un bidon. Păi o pauză până caut și eu. Hmm. Dacă nu ne-am. Îmi da, uite, sunt spălate, prieteni. O să le pun în bidonii. Nu s-o... Ha? Aveam unul alb, dar nu era spălat la mare. Asta al mic o să-l pun Andreea acolo la, în centrală, să-l ai mai aproape asta. Da? Uh-huh. Să nu te deplasezi până acolo, în spate. Că-l punem în spate. Asta o să-l punem la centrală, al micuț. Șterg, mă gândesc să șterg un pic Andreea. Și să fie curat. Așa, prieteni, făina trebuie să o pun aici. Ce să facem, prieteni? Vă mulțumesc și pentru, am văzut și mesajele, prieteni. Am văzut că scrisoarea frumos. Vă mulțumesc din tot sufletul, prieteni. Dar am ceartă mare cu vecinul care, am vorbit cu el, care tot cu puii lui, cu ăștia care mai mânca puii, pisicii. I-am zis lui vecinul că îl dau în judecată. Hai că intrăm tot aici, Andreea. Nu mai pot lăga la micul. Vezi? Mm-hmm. Nu era așa cum. Și acum am umplut tot. Vecinul! Da! Câți pui ți-am mâncat mâțele? Am mâncat trei pui. Trei pui? Alu Gigi, vezi? Dar nu-i mult trei pui. Nu e vecine, dar vezi, mă cer cu el, îl dau în judecată, vecine. Nu-i frumos, Gigi, să fac așa. Păi, Gigi... Auzi că are mulți pisici, acum a făcut răpui. Auzi, cum să-i dă el drumul, auzi, puii să le aruncă? Le crește. Păi le crește la mine, pe capul meu aici, vin la mine. I-a spus azi dimineață că a trecut să lucrează, nu știu, a trecut cu un băiat. Este vecine, te dau în judecată. Gata, până aici a fost. Cu pisici și cu câini nu mai pot. O grămadă de pisici, mănâncă mie pui. Da, hai să băgăm noi, dăm cu asta. Acum ce se face că ăștia cu animalele... Da, mă mâncă tot. Mi-mi pare rău, nu pot să dau în ei. Nu pe vecine, nu știu, mi-e milă de ei. Eu am văzut pe ochii mei cum mănâncă la tine în curte. Ai văzut, vecine, să-ți dă Dumnezeu multă sănătate. Da. Ma, t-ai văzut câte pisici am în curte. Da, și mănâncă de la tine, de aceea. Păi ce că s-a urcat pe masă, mi-a luat carnea, mi-a luat mâncarea de pe da. Dacă nu ești atent, imediat bagă botul în mâncare, în bucătărie intră. Eu, vecinul tău, sunt de acord cu tine și sunt, am văzut cu ochii mei. Așa, vecine, să-ți dea Dumnezeu multă sănătate. Îl dau pe Gigi ăsta în judecată. Nu, tată, că nu-i bine, nu-i bine. Și ce să fac, vecine? Nu mă înțelege cu atâta pisici. Fără judecată. Să le rănească și el, să mai ia și el pui, să le ducă undeva. Cum să-i ducă? Păi prea mulți, nu tu credeți. Prea mulți, vecine, prea mulți pisici. Vezi? Tu nu... Deci nu e niciun vecin așa de bun cum ești, mata. Nu te înțelegi cu Gigi, am zis că îl dau în judecată, gata, până aici a fost. Dar nu știu, pare rău să mă cert așa cu el, știi, dar că e și el bun, rău. Eu zic că cea mai bună înțelegere este între vecini. Când ai nevoie de cineva, la cine apelezi? La vecin, da. Lasă că duc, ține aici. Păi da. Ține să duc eu. Deci nu trebuie să fii rea. Nu. Păi da. Hai că mă sună cum n-a cum. Bine, vecine, hai, mulțumesc. Nici prieteni, ia vedeți și pisicii, a, uitați-vă, pisicii s-au învățat la mine, când nu ești atentă, intră pisicii în bucătărie, dar eu nu pot să dau în ei, n-am suflet rău așa să dau în ei, să le gonesc, nu pot.
Mai le zic și eu, duceți-vă mă acasă, naibii, acasă cu voi, acasă cu voi, că intrați în bucătărie, acasă. Plecați. Hai, o să revenim după aia. Am revenit prieteni, a venit și Nase unde era plecat. Bine că ne-a dus făină, să facem gogoși, golină da, făină. Am dus la prietenii mei de la Botovici, de da, acolo. Da, unde ai moara acolo. Da, de la moara, direct bio. Mi-am făcut, am așteptat până am făcut acolo. Bravo, bine că ne-a dus și făină să facem gogoși, că nu mai aveam făină. Acum o să miroase la bucătărie numai gogoși și crătite. Mai aveam un pic. Păi, dar cine a făcut crătite? Că nu am văzut nicio crătită. Nu mai aveam făină. Nu mai aveam. Așa e. Să mergem și noi până la cutunița, să vedem ce face. Ce să vedem la cutunița? Nu ți-e dor de surme. Ce să fac la cutunița? Ea de ce nu vine? A avut treaba, a avut oamenii acolo la lucru. I-a spăcură scândura pe acolo. Bucătarul a făcut. A făcut și ea treaba. Ea și ea plânge toată ziua. Noaptea s-a avut să gânde și urmă la tata și se scoală dimineața și plânge. Că n-are cine să mai deschide poarta. Am fost și la școală. Îi zic bine, școală. Am fost acolo bine prieten că sunt și eu scris acum. Că mă înainte nu eram scrisă și mi era năcasă. Dar sunt și eu scris, acum o să mă duc și eu să fac acolo, nu știu ce avem de făcut, o să mergem. A doua șansă, asta-i să ducem. Cei care nu terminăm cu crăștile, știi, dacă vrem să facem și noi 12 crase, 8, că trebuie, vedem. Ce zic directorii. Hai să sunăm la domnul aia să ne aducă lapte. Da, a zis că ne aduce brânză. Că și mai brânză bună. Nu mai avem brânză în casă. N-avem și noi. Mai făceam și noi ceva. Macaroni, ceva. Dar nu e bine, prieteni, să facem la cuptor. Nu e bine? Mm-mm. De ce? Nu e bine. Să facem la cuptor nimica. După 6 săptămâni. Prieteni, o să vă spun că nu o să mai vorbesc nici cu fratele meu. M-am certat și cu el. Asta e. Nu mai îl sun, nu o să mai vorbesc nici cu el. Pentru ce? N-are niciun rost. Ce să mai zic? Ce să-i spun o fratele meu? Eu n-am fost ca intrecerea cu doleva de piranica patului. Cine e? Băi, cine treci pe stradă? Da. Ne-am mâncat sufletul și inima, suntem distruși, prieteni. Am văzut că vă pare rău de tata, că vă făcea să râdeți, vă plăcea de taică meu. Să vă dă Dumnezeu multă sănătate la întreaga familie. Și, prieteni, nu, dacă aud că vorbesc alții de tata, o să iasă scandal mare. Nu vreau să vorbească nimeni de el. Da. Cei care mă vede să nu îl pronunță numele lui, nu vreau. Să nu mai pronunță nimeni. Noi suntem într-o suferință, cum am spus, să nu dă Dumnezeu la nimeni acea suferință. Ce să facem? Să la mama, ai dus niște cartofi, varză, verde din aia. Ia verde, să facă și el o salată acolo. De-aia nu mănâncă varză verde până nu dă de pomană. Bine că era și a micuța aia de mâncă și a cireșe. Era la bucătarul, la micuță. Da, și eu am înainte o căutai pe acasă. O găsi acolo. Și așa, prieteni, nu o să mai vorbesc cu fratele meu. Ioane, dacă mă vezi, să știi că nu o să mai vorbesc cu tine. Că știu că tu urmărești filmările mele și mă vezi. Nu mai vorbesc cu tine, că n-am... Nu mai am nicio prietenie cu tine. Asta e. Ce să mai zic? Ce să-i spun? Nu știu, frate meu.
Asta e, să facă ce vrea. Pe mine nu mă interesează să facă ce vrea. Și vă mulțumesc frumos, prieteni, pentru mesajele frumoase, să vă dă Dumnezeu multă sănătate, prieteni, la întreaga familie. La revedere!